Analizele medicale pot identifica anumite afecțiuni pe care nici nu bănuiam că le avem. Medicii spun că prevenția este deosebit de importantă pentru a nu ajunge în stare gravă la spital. Cu toate acestea, sunt mulți oameni care ajung să-și facă investigații medicale doar atunci când se simt foarte rău. Sănătatea noastră ar trebui să fie pe primul loc. Doctorii ne spun care sunt analizele pe care nu ar trebui să uităm să le facem pentru a detecta din timp anumite probleme de sănătate. Deci cele mai importante analize sunt, în primul rând, care vizează sistemul circulator, mă refer la hemoleocogramă. În al doilea rând sunt analizele care vizează funcția hepatică, deci transaminazele, bilirubina. Apoi sunt analizele care vizează funcția renală, ureia, creatinina, acidul uric. De asemenea, un profil lipidic este foarte important, fiindcă vizează afecțiunile cardiovasculare, deci colesterolul cu cele două fracțiuni, LDL și HDL și trigliceridele. Și cam atât ar fi esențial. Bineînțeles, un examen de urină, un examen sumar de urină, ca să vedem dacă există ceva probleme la nivel de tract urinar. Unii oameni ajung la medicul de familie sau își fac analizele uzuale doar atunci când apar anumite simptome mai puternice, care îi fac să se îngrijoreze. Ați făcut ultima dată analizele medicale? Acum 2 săptămâni. Care este motivul pentru care vi le-ați făcut? Le fac periodic. Atât. De ce le faceți periodic și nu amânați? Asta mea, asta e recomandarea familiei. Acum un an și mâine le fac. Care este motivul pentru care vi le faceți? Sunt foarte obosită. Mă simt obosită. Acum un an. Care este motivul pentru care vi le-ați făcut? Să-mi văd de sănătate. Preventiv, adică? Preventiv, da, 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 da. Când v-ați făcut ultima dată analizele medicale? Când am născut copilul. Și acum vi le mai faceți? O să mergeți să le faceți sau nu? Doar dacă vă simțiți rău. Da, o să mai merg să mi le fac. Care este motivul pentru care vă doriți să vă faceți analizele medicale? Ca să știu dacă am probleme de sănătate. Credeți că este important să știm? Da. Păi eu acum le fac a doua oară, în 24 ianuarie. Care este motivul pentru care vi le faceți? Am probleme cu inima. De un an, chiar un an. Și o să vi le faceți și anul ăsta? Sper că da. Care este motivul pentru care vă faceți aceste analize medicale? Că nu mi-e bine, că sunt bolnavă. Dar dacă vă simțeați bine, mai mergeați preventiv să le faceți? Nu, 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 nu mergem, că și rău facem. Mai mult, un an, da, un an. Și veți mai merge să vi le faceți sau nu? Doamne fer, se întâmplă ceva, trebuie să mergem, dar așa de ca bună să... De bună voie, nu mergem. Medicii spun că aceste investigații medicale sunt importante. Ele pot detecta anumite afecțiuni în fază incipientă și atunci sunt mai ușor de tratat sau chiar evoluția bolii ar putea fi încetinită. Ele pot depista anumite modificări care trag un semnal de alarmă și atunci medicul care le-a recomandat și care le citește sau le interpretează poate să se direcționeze sau să-și direcționeze investigațiile ulterioare pe linia care a fost modificată. Eu consider că prevenția este foarte importantă, fiindcă este mai ușor și mai ieftin de tratat. Eu cred că sistemul de asigurări ar trebui să impună analize făcute în fiecare an și să găsească și modalități de sancționare a celor care nu o fac. Pentru că prezentarea la medic cu o afecțiune care este deja foarte avansată presupune, în primul rând, afectarea calității vieții și a speranței de viață foarte mult și, în al doilea rând, costurile tratamentului sunt foarte ridicate și nici nu știi dacă acele costuri atât de ridicate duc la vreun final fericit. De asemenea, specialiștii sunt de părere că o alimentație sănătoasă, un program sportiv, analizele medicale și examenele clinice de rutină ne pot ajuta să avem o viață cât mai sănătoasă.